Slăvit să fie Domnul! Deschideți Sfânta Scriptură la Proverbe, capitolul 31, și vom citi de la versetul 10 la versetul 31, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 668. Proverbe, capitolul 31, începem cu versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale și împarte lucruri de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitor și are haine din subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămășile vinde și dă cingător negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Vă apreciez că în seara aceasta ați lăsat deoparte orice altă preocupare și ați venit în casa Domnului la un timp de părtășie. Mă bucur de prezența fiecăruia dintre voi și vă rog cu toată bucuria, transmiteți binecuvântarea Domnului tuturor celor din prejurul dumneavoastră. După ce terminați tot stocul de binecuvântare, vă puteți reașeza. Puțină binecuvântare a luat la voi azi. E foarte important că atunci când suntem în casa Domnului, suntem într-o luptă, fiecare dintre noi, și în lupta pe care am dus-o, fiecare ne place să ne dăm că suntem biruitori. Însă avem înfrângerile noastre. Suntem aici să ne zidim, să ne îmbărbătăm, să ne sprijinim, să ne rugăm unii pentru alții și să ne încurajăm și să recunoaștem că comandantul nostru suprem a învins lumea, slăvit să fie Domnul. Și ne spune să îndrăznim la El, pentru că El ne dă toată puterea să ieșim mai mult ca biruitori. Amin. Foarte multe înfrângeri care au loc la nivel personal și la nivel de familie vin să ne scoată în evidență vulnerabilitățile noastre. Rolul înfrângerilor este asta. Rolul înfrângerilor nu să recunoști unde ai căzut, să bai supreș, să nu mai știi nimeni. Și dacă cineva a observat, să întrebi și ți-o spus, spune-mi neapărat. Nu. Rolul înfrângerilor este să vezi că ai foarte multe lucruri bune, ești un om cu calități deosebite sau o femeie cu care, dar există locuri în care ești vulnerabil, ești slab. Și înfrângerile îți arată locul ăla unde trebuie să insiști. La o cetate, locul unde este slab, ăla trebuie întărit. Și de aceea, e foarte bine să te uiți în viața ta să vezi unde ai scăpări, slăbiciuni, vulnerabilități. Și zona aceea să o întărești, Doamne ajută! De aceea ne adunăm împreună să vorbim din cuvântul Domnului și în seara aceasta vom vorbi despre viața de familie. E foarte interesant că în seara asta m-am uitat la cântările care le-ați adus aici, pe altar, la slujba asta, s-a știut că au fost toate de chemare la pocăință. Să ne ajute Domnul să ne pocăim. Toate au fost chemări la pocăință. M-am uitat la tematica lor și e foarte important pentru familie, pentru soț să se pocăiască și soții să se pocăiască. Dacă sunt aici tineri necăsătoriți, atât tineri cât și tineri, e foarte bine că sunt aici. Pentru că viața de familie presupune niște responsabilități. Foarte mulți tineri se căsătoresc numai așa să fie căsătoriți, să fie în rând cu lumea, dar nu-și dau seama că pe lângă multe binecuvântări pe care le au, au și responsabilități. Și de foarte multe ori familia suferă pentru că fiecare nu-și face datoria în cadrul familiei. Ca de obicei, data trecută când am fost la dumneavoastră, am justificat că voi începe
mesajul meu pentru soții, pentru surorile din biserică, pe baza faptului că toate textele consacrate în Noul Testament încep învățătura pentru viața de familie cu nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. În 1 Petru, capitolul 3, Petru începe primul verset, tot așa și voi nevestelor fiți supuse, să vă citesc mai exact așa pasajul ăla biblic, că e foarte frumos, și abia în versetul 4 se subliniază, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 1. Abia în versetul 7 spune, și voi bărbaților la rândul vostru purtați-vă cu înțelepciune. Deci există un rând, o prioritate. Aș vrea să vă spun că sunt tributar acestei învățături biblice și în seara aceasta voi începe din textul acesta biblic cu câteva lucruri care sunt foarte importante pentru fiecare soție. Textul pe care l-am citit sunt învățăturile pe care mama unui împărat, Lemuel, le dă fiului ei cam cum ar trebui să arate soacră-sa, noră-sa. Și în mod normal, ea, pe o soacră, spune foarte multe cum ar trebui să fie nora. Și de aceea găsiți foarte multe învățături aici. Eu o să le sintetizez în așa fel, ca să vedeți că fiecare soție credincioasă trebuie să aibă niște atribute să păstreze și să mulțească binecuvântarea. Atunci când o familie creștină vine în biserică pentru ziua cununiei, vine în mod special nu atât de mult pentru predicator, cu toate că contează, nu atât de mult pentru pastor, cu toate că contează, ci vine pentru binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu, pentru că binecuvântarea face diferența în viață. Banii se duc, felicitările se duc. Dacă există binecuvântare, au parte de îndurare. Dacă nu, toate se toacă și nu se alege nimic din ele. Și binecuvântarea o dă Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, în niște condiții pe care trebuie ținute. Astăzi discută la tinereți de curăție, de respect de părinți și așa mai departe. Însă se primește o cantitate de binecuvântare. Nu la toți e la fel. Foarte mulți tineri își închipuie că în ziua căsătoriei Dumnezeu îi dă binecuvântarea la fel ca ăla care a fost la repetiție. La fel, el în timpul ăsta s-a jucat pe calculator, a pierdut vreme pe nu știu unde, da, la un moment dat vine și el, Doamne, îndură-te, taic-su și maic-sa să roagă, Doamne, treci cu vederea, iartă-i tăte năzbătile, dă-i binecuvântare ca lășă ăla care a slujit continuu. Frații mei, ziua de cununie este o zi de seceriș, nu de semănat. Până atunci semeni. Semeni la repetiție, semeni la bolnavi, semeni respectând părinții, semeni. În ziua de căsătorie se cere. În ziua aceea putem fenta, putem aduce o grămadă de păstori, putem cere să ne facă și ungerea, dacă e cazul, la mire și la mireasă. Însă nu uitați, putem păcăli orice. Singurul care nu se lasă înșelat este Dumnezeu. Ce a semănat omul aceea? Ziua de căsătorie este o zi de seceriș. Țineți minte asta. Nu suntem la tineret încă, vom fi luni seara, dar e foarte bine pentru tinerii care sunt prezenți aici. Bun, cantitatea aceea de binecuvântare pe care ți-o dă Domnul în ziua aceea, o poți înmulți sau o poți pierde. Foarte multe familii creștine pierd binecuvântarea, bruma sau cantitatea mare pe care o primit-o. O pierd, pentru că nu știu ce au de făcut în mijlocul ei. Ce trebuie să facă o soție ca să înmulțească acea binecuvântare? Primul lucru, în versetul 30, partea a doua, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Primul aspect care trebuie să însoțească orice soție în familie este să se teamă de Domnul. Stimate surori, e foarte important ca relația aceasta de reverență, de teamă, de frică, să fie pentru Domnul. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că dacă relația voastră e în funcție de ce merită soțul, dacă relația voastră în familie e de ce ai putea să-i faci lui când te deranjează, în momentul acela binecuvântarea se pierde. Bărbații au anumite stări de lucruri la care și ei au vulnerabilitățile lor. Nu vreau să mă scuz, și eu fac parte dintre bărbați, v-am explicat probabil și data trecută, vă mai explic o dată, stimate surori, noi suntem material brut, noi suntem lut,
Dumnezeu ne-a făcut din lut. Pe domniile voastre, Dumnezeu nu v-a făcut din lut. Spune Scriptura că Dumnezeu a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam. Și Adam n-a spus, iată lut din lutul meu. Nu. Iată os din oasele mele și carne din carnea mea. De aceea suntem diferiți la sorteuri, de aceea sunteți diferite la anumite finețuri. Nu mai vorbim de acea caracteristică a femeilor, care este intuiția, care este ceva special, ceva deosebit, la care noi bărbații nu o să înțelegem niciodată cum funcționează toată treaba asta, dar sunteți diferite. Ca atare, bărbații în felul lor sunt mai butucănoși, așa, ca să vă mai spun, mai angrosiști. Dumneavoastră sunteți mai finuțe. Ori când intri în familie, foarte multe soții cred că ele se căsătoresc cu un fel de bărbată. Folosesc genul feminin la bărbat, bărbată. Adică ea povestește el și el spune, da, serios, hai de mine, ce frumos e. Nu, el vorbește în timpul când te curtează, când îi vorbește ca să prindă peștele. Dar după ce o prins peștele, cum spunea cineva, ce sens mai are să arunci momeală la un pește prins? Nu mai are niciun sens vorbe. Bărbații nu mai vorbesc. Bărbații nu mai sunt captivați de vorbă. Eu proiectile lor intră într-o stare de muțenie din aia când scoți cuvintele foarte greu. Doar dacă e un subiect care să-i placă și lui, mai poate vorbi. În rest, nu are semnal la vorbă. Ori, stimatele doamne și soții, de foarte multe ori acest comportament vă irită. Acest mod de a trata lucrurile vă irite. Câteodată bărbatul, Dumnezeu, nu-ți spune ce are și ai vrea să știi. Am spus de foarte multe ori, dacă s-ar inventa un aparat de știt gândurile, toate nevestele ar cumpăra aparatul ăsta. Toate. Îl pune să vadă ce gândește bărbatul în fiecare clip. Că de foarte multe ori el îi spune, așa aș vrea să știu ce gândești tu acum. De ce? Pentru că îți dorite să știi. Noi nu suntem curioși ce gândesc ele. Nu, nici nu ne interesează chiar lucrul acesta. Ei, ele doresc foarte mult să știe lucrul acesta. Și de foarte multe ori, din cauza acestei stări, că de multe ori n-are cu cine vorbi, vrea să vorbească, n-are cu cine, de multe ori vrea să facă un proiect, el o lasă la jumătate pentru că are altceva, are alte proiecte pe care le găsește el mai importante, soția se irită în cadrul familiei. Nu găsește ceea ce ar trebui. Indic de foarte multe tinerilor care urmează să căsătorească o carte scrisă de doi doctori și care poartă titlul Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus. Adică suntem de planete diferite, efectiv diferite, în ceea ce gândim, în ceea ce vrem și așa mai departe. Când te gândești că la un moment dat celălalt e de planeta ta, gândești că gândești ca tine. Nu, gândim diferit, avem priorități diferite. Ori din punctul ăsta de vedere, fiecare soție este iritată de soț, este supărată pe el, nu-l înțelege și soțul nici nu se complică dacă ea îi spune că nu-l înțelege. Starea asta de lucruri. Câteodată multe soții sunt ispitite să-i treacă la hrană rece, la conserve, sunt ispitite să facă o grămadă de lucruri, sunt ispitite să se răzbune pe el într-un anumit mod. Ori Biblia vine și spune prima calitate a unei soții credincioase este nu să se uite la ce merită bărbatul, ci să se teamă de Domnul. Și atunci întreabă, Doamne, e cam ciudat astăzi, e cam așa, Doamne, ce ar trebui să fac? Și Dumnezeu îți vine și îți spune, tu ai legământ cu el. E singurul bărbat de care te poți apropia, e singurul bărbat care te poate mângâia, e singurul bărbat pe care poți trimite mesaje să-l încurajezi, e singurul. Continuă să sameni ceea ce trebuie, că la vremea potrivită vei culege comunicare și respect. Femeia care se teme de Domnul se raportează totdeauna la Domnul, nu la soț, nu la atitudinea lui, nu la dorința lui de a crește și care câteodată nu realizează lucrul acesta. Foarte multe surori au visuri, doresc ca bărbatul lor să fie cel mai rugativ, cel mai studios în Biblie, cel mai bun la predică, cel mai bun cântăresc, cel mai în toate dacă s-ar putea. Și de multe ori lucrează la domeniul acesta. Foarte multe situații neplăcute le-am văzut, dar ce tu nu poți? Câte familii n-am văzut intrate în anumite datorii, dar numai cumnatul poate cumpăra cap de tir. Numai el poate să aibă firmă de transport. Numai el, dar tu nu poți? Dar uite, mergem la bancă, luăm 100 de mii. Da, s-a dus.
Ea cu el s-a dus la bancă, a întrebat aia, ce vrei, domnule? Nu prea știu, nevasta știe. Ce vrea? 100.000 de euro. Aveți cu ce girat? Da, o girat. O luat banii, s-a dus, o cumpărat capuri de tir, caută șoferi de acum. Caută șoferi, o căutat șoferi, o lăsat tirul nu știu unde, cu tare nu știu unde, o trecut timpul, 100.000 nu mai este, tirul nu știu unde, și acum plătesc banii înapoi la bancă cu tot cu dobândă. Că cineva a spus, dar și numai ăla poate să fie? Ori, stimate surori, foarte multe lucruri din aspectul acesta trebuie să te uiți prima dată ce vrea Domnul și în proiectele de viitor. Să întrebi soțul, cel mai bine e să-l întrebăm pe Domnul, cel mai bine e să stăm înaintea Domnului, pentru că femeia care se teme de Domnul se va raporta prima dată la Domnul și nu la soț, prima dată la Domnul. Dumnezeu îi va transmite cu cine are legământ. Foarte multe soții care nu se tem de Domnul își pierd și respectul față de soț și totodată ajung la un moment dat pentru că nu se tem de Domnul în alte complicații, dar nu vorbim despre subiectul acesta acum. Un alt lucru pe care vreau să-l spun foarte clar, pentru că la consiliere peste tot unde mă duc aud situația asta, și anume, femeia care se teme de Domnul își dă seama că intră în familie și are o anumită datorie, pe care eu o subliniez foarte clar, foarte clar. Nu o să vorbesc foarte explicit în domeniul acesta, ținând cont de copiii care sunt aici, însă există o datorie intimă, pentru că femeile sunt de pe Venus și bărbații sunt de pe Marte, câteodată nu ne înțeleg, dar orice bărbat e creat de Dumnezeu ca prin vedere să aibă anumite simțăminte, anumite gânduri, să vadă ceva și din punctul ăsta de vedere există o anumită presiune care se creează înăuntrul său. Și familia este locul în care această presiune este rezolvată. Și spune Sfânta Scriptură, dați-mi voie să vă citesc 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 2 și 3 în felul următor. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Atenție, frații mei, trăim într-o lume în care curvia este la ea acasă, imoralitatea, adulterul, este la el acasă. Pentru a rezolva problema curviei nu-i suficientă înfrânarea poftelor care-i roada Duhului Sfânt. E foarte important ca să se țină minte lucrul acesta. Dumnezeu, pentru a rezolva problema aceasta a presiunii intime și a acestei provocări pe care o avem pusă de Creator, a făcut familia. De aceea, din pricina ispitirii acesteia, Dumnezeu spune ca fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare nevastă să-și aibă bărbatul ei. Și continuă Biblia, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț, tot așa trebuie să facă și nevasta față de bărbat. Pentru că, atenție, mai există un factor de care nu ținem cont. Mai există cineva care urmărește lucrul acesta. Și spune Sfânta Scriptură în versetul 5 în felul următor. Să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeliciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Atenție, există o anumită formă de nestăpânire, adică lucruri pe care tu doar prin căsătorie le poți controla, le poți ține. Dacă nu ții cont de aspectul acesta, satana te va ispiti. Atenție, nu vreun om, vreun bărbat sau vreo femeie, satana se va băga prima dată acolo. Și noi nu ținem cont, ca noi au văzut miliarde diavolul. El nu doarme noaptea. El e supărat când noi dormim, pentru că el dorește să ne ispitească continuu. Bine, femeile nu au aceeași problemă. Ca atare nu văd nevoia lui. Eu nu știu de ce are el nevoie de treaba asta. Pentru că eu nu. Chiar câteodată când noi ridicăm anumite probleme, spune, băi, bărbață, să uite la un punct fix acolo. Ce trebuie să uite ei neapărat la cineva care intră mai chic în adunare, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată? Să uite la un punct fix, dar chiar să firești. Nu uitați, nu noi am fost creați așa, stimate Doamne, ci Dumnezeu ne-a creat în modul acesta și problema aceasta se rezolvă în cadrul familiei prin datoria pe care trebuie să-și o facă unul față de celălalt. Țineți cont de nevoia aceasta, pentru că foarte multe probleme pe care le avem
că nu-i mâncarea bună, totdeauna e prea sărată sau puțină sare, piparată, hainele nu-s călcate, nu-i aspirat prin casă, nu-i făcut cotare, uite în colțul ăla, acolo este un paianjăr. Când stai și te uiți și iei lucrurile de aproape, nu paianjul nu-i problema, nu mâncarea e problema. Ajunge la o singură problemă, doamne, nu-și face datoria. Greu spune omul treaba asta, greu familiștii recunosc lucrul ăsta. Până atunci dau vina pe paianjăr, dau vina pe fierul de călcat, dau vina o grămadă de vin. Însă când ajungi la esența problemei, este tocmai datoria aceasta care trebuie să-și o facă unul față de celălalt. De foarte multe ori la slujbele obișnuite n-ai timp să vorbești. La slujbele pentru familie mai atingem. Există și slujbe când sunt numai soții și soțiile și atunci se discută lucruri mult mai profunde privitor la ceea ce se petrece în dormitor, la frumusețea căsătoriei și alte lucruri. Nu-i cazul acum. Însă doresc să vorbesc foarte clar. O femeie care se teme de Domnul își va da seama că are o datorie și ea trebuie să-și facă datoria respectivă. Am întâlnit biserici unde bărbații lucrează din greu și doamnele la fiecare slujbă au o rochiță nouă, au o fustiță nouă, au totul, în fiecare duminică sunt și ele le spun în felul următor, dacă vrei să fac datoria, trebuie să dai atâta. Și ghetul muncește pentru a plăti. Și vă spun sincer, asta am văzut în multe comunități, că nu mai poate munci bărbatul, s-o terminați și cu restul. Ori, stimate doamne și iubite surori, femeia care se teme de Domnul va face tot posibil ca bărbatul ei să nu fie în situația ca Satana să-l ispitească, nu-i mai tare ca Samson, nici mai deosebit ca David, om după inima lui Dumnezeu, și totuși în domeniul acesta au căzut. Și atenție, David avea mai multe neveste, că nu te joci cu Satana. Satana se termină. Ori vreau să vă spun simplu, stimate doamne, câtă vreme un predicator spunea că nevoia aceasta este și ca și a mâncării, e o nevoie legitimă. Păi dacă cineva, soția ta te cheamă să mănânci ceva și o mâncare care îți place, o mâncare bună și ai mâncat bine, bine, și domnule, a ta ne-a plăcut, am mâncat bine. După aceea vine cineva, băi, am niște prăjituri, am niște flei și am domnule, nu mai trebuie, am mâncat, sunt sătul. Și problema aceasta este la fel. Dacă soțul este împlinit în cadrul familiei, poate să se învârtă Satana cu toți demonii săi să-i ispitească. N-are ce ispiti, pentru că el, din punctul ăsta de vedere, soția a înțeles nevoia că se teme de Domnul și a rezolvat problema. Rămân la subiectul ăsta presupunând că ați înțeles mai mult decât am vrut eu să spun. Doamne ajută! Însă prima atitudine corectă de a mulți binecuvântarea și armonia din familie, că o să vedeți după aceea mâncăm și sărat și nesărat, cu oricum toate erorile de la bucătărie și le mănâncă până la urmă. Dar problema este că le mâncăm cu plăcere. De ce? Pentru că datoriile sunt plătite. Ori din punctul ăsta de vedere, e foarte important să avem grijă. Al doilea aspect pe care îl subliniez de aici din textul acesta biblic. Femeia credincioasă care înmulțește binecuvântarea este atentă în familia în care a așezat-o Dumnezeu. Spune Scriptura, versetul 27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Soția este chemată să fie atentă la detalii, pentru că e și în natura ei să cunoască lucrurile acestea. Noi, de obicei, se spune că bărbații într-un stat, familia reprezintă un stat, reprezintă Ministerul de Externe, cu ambasadori, cu consuli, cu tot ce trebuiește, relațiile între state, acolo se face diplomație mai mult. Femeia reprezintă Ministerul de Interne, care are grijă în interior de amenzi, de și așa mai departe, de laude, de apreciere, de mărire de salarii câteodată. Ea este cea care stabilește cuantumul amenzilor și totul funcționează bine când fiecare stă la locul lui. Când Ministerul de Externe are relații bune cu alte state, cu alte familii și discută ce ar trebui de făcut, de o zi de post, de așa mai departe, cum e în familia ta, cu celălalt cap de familie, și Ministerul de Interne se ocupă cu copiii, cu mâncarea, cu lucrurile astea. Când Ministerul de Interne preia Ministerul de Externe, așteaptă la războaie între state.
Așteaptă-te la războaie între state. Cele mai mari războaie între state apare când Ministerul de Interne preia Ministerul de Externe. Și dintr-o dată el e acolo așa, băi, ce cu tine? Doar tot trebuie să conduci familia. A, o ocupat abuziv, m-a dat jos de acolo, asta e situația acum. Și apoi apar probleme. V-aș ruga tare mult, în domeniul acesta, o femeie chemată să aibă grijă de casa ei. E chemată să vegheze la ceea ce se întâmplă acolo. E chemată să-și educe copiii. Este o afinitate pe care trebuie să o recunoaștem. Noi suntem proiectanții. Femeia poartă copilul 9 luni. Este o afinitate între ea și copil. Știe dinainte ce vrea. Pe când copilul e mic, noi ne uităm la el așa, de ea spune, el trebuie schimbat acum. Noi ne uităm, de unde știi? Că el nu vorbește. El nu vorbește deloc. Noi ne uităm la soție care vorbește la copil. Lasă că te prind, să fie că te prind așa, tu alegi, el gânguri acolo și... Noi ne uităm ciudat așa, vei, și la unul și la celălalt. Ei se înțeleg, de ce? Îți mai de mult? 9 luni au împreună. Noi suntem, v-am spus, proiectanță, doar atât tot. Ei, din punctul ăsta de vedere, relația ei cu copiii este deosebită. De aceea bărbatul completează la educația aceasta. Aduce autoritate, dar ea îi învață. Sfânta Scriptură ne spune aici că femeia aceasta are copii la plural, ptii. Fiii ei se scoală și cunosc conceptul de fericire, vorbesc și cunosc conceptul de fericire și spune Scriptura, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Cine crezi că ei au învățat să vorbească așa frumos? Mama. De foarte multe ori nu avem timp să învățăm, dar casa Domnului este un loc și familia este un alt loc unde învățăm să vorbim frumos. Știu că atunci când... În familia noastră avem nevoie, v-am mai spus eu poate altă dată, avem nevoie de niște apă, îi spuneam la băiatul meu, te rog să-mi aduci un pahar cu apă. El avea 7 ani sau cât avea și el spunea, da, tată, mă duc imediat. Se ducea, mi-aducea paharul cu apă, mi-l punea acolo și se spunea, poftim, tată. Și eu îi spuneam, mulțumesc frumos, Domnul să te binecuvinteze. Când stai și te gândești, în mod normal un tată spune, dom'le, dar este copilul meu, băi, du-te și adu niște apă. El vine și tântește paharul, na, ți-am adus. Majoritatea cam așa învățăm, facem niște scurtături, așa, pe direct. Dar ai timp să vorbești frumos. Ai timp să-ți pregătești copilul în viață. Uite, copiii ăștia se sculau și o numeau pe mama lor fericită. O numeau fericită. I-a educat în privința asta. Au crescut într-un mediu în care era normal să spui fericită, să binecuvintezi. Un mediu în care să vorbești despre Domnul e normal, ne-a dat Domnul. Pentru că lucrurile astea se învață în casă și sunt implementate de mamă, că ea vorbește. Dacă mama se ocupă numai de treburile casei și nu are grijă și de educația asta, pierdem enorm de mult. Pentru că asta e educația care contează. De foarte multe ori spunem, domnule, nu pricep, ba da, copiii pricep. Exemplul lui Moise este un exemplu foarte clar. Spune Sfânta Scriptură că fiica lui Faraon i-l a dat mamei lui Moise, pe Moise, i-a dat, pentru prima dată vedem acolo că s-a dat alocație, i-a dat niște bani să-l crească, până la vremea când la înțărcării, după unii teologi, înțărcarea venea la 3 ani de zile. Deci până la 3 ani de zile l-a avut mama pe Moise să-i spună că nu este egiptean, că este evreu. Să-i spună că n-are o grămadă de-a Dumnezeu, ci are unul singur. Să-i spună că Dumnezeu ăsta caută, răsplătește pe cei ce-l caută. Și să-i spună că Dumnezeu ăsta are niște răsplăți mai mari decât tot aurul Egiptului. Toate astea le-a spus mama sa. După 3 ani de zile, le ia pe Moise și îl duce la școlile cele mai elevate ale Egiptului la vremea respectivă. L-au învățat cum se fac piramidele, noi nu știm. L-au învățat tehnica militară. L-au învățat totul, pentru că era din structura înaltă a societății. Era fiul fiicei lui Faraon. La vârsta de 40 de ani, ca un de lemnul pe apă, ies învățătura mamei de până la 3 ani de zile. Își aduce aminte că el nu este egiptean, ci este evreu. Își aduce aminte că are un Dumnezeu și ăla nu-i zeul Ra sau Apis, Taurul Apis, ci ăla e altul. Și își aduce aminte că răsplătirile lui Dumnezeu sunt mai mari decât toate comorile și tronul Egiptului. Și din momentul ăla intră. De ce? Pentru că o mamă numită Iochebed a știut să așeze în inima copilului învățătura
corespunzătoare. Stimate surori, Ministerul de Interne se ocupă cu lucrurile acestea. Se ocupă de ceea ce se petrece în casa ei. Are grijă ca casa ei să fie un loc în care oricând soțul, pe neanunțate câteodată, cu toate că noi din punctul ăsta de vedere suntem educați, să dăm un telefon înainte că va veni un oaspete. Vrem să știm lucrurile. Eu sunt un om care fac programările, vreau să știu exact ce se întâmplă. La fel cred că fiecare soție ar dori. Dar și inopinat, dacă cineva vine, el va fi primit cu bucurie într-un loc care cât de cât e pregătit pentru a primi oaspeți totdeauna. Femeia creștină trebuie să se învețe, să fie disciplinată și să fie harnică. Spune Scriptura, nu mănâncă pâinea lenevirii. Trebuie învățate de surori, cele care sunt fetele noastre, să fie harnice, să fie gospodine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Că învățătura aceasta este biblică și așezată la... Nu trebuie să vă spun ce se întâmplă în Occident, că dumneavoastră știți, însă mentalitatea noastră și a gândirii noastre au format o familie credincioasă, asta nu înseamnă că vei mânca la restaurant non-stop. E adevărat că băiatul te scoate la restaurant până își vede sași în căruță. După aceea vrea să mai mănânci și el pe acasă. Și asta presupune că trebuie să știi să faci mâncare. Și cum spunea cineva, mâncare să faci din cartea de bucate, dar nu din coperți. Trebuie să faci de acolo, din interior, ce scrie, în așa fel încât să fii consumabil. Ori din punctul acesta de vedere, surorile trebuie să știe să facă mâncare, trebuie să se învețe la lucrul acesta, să fie harnice, să aibă grijă de casă, să fie drag soțului să vină din nou în locul acela, care este locul intimității, al bucuriei și al părtășiei. Pentru că o soție care mulțește binecuvântarea, nu e numai o soție care se teme de Domnul, ci o soție care e atentă la ceea ce se întâmplă în casa ei. Îmi place și majoritatea soților recunosc că când venim ca din Ministerul de Externe, intrăm în zona ei, nu prea știm. Ne spune ea, care e în altă parte, spune, du-te în frigider, pe partea dreaptă, acolo există cutia de lapte. Noi deschidem frigiderul, suntem deja rătășiți de cum am deschis ușa. Nu știm unde e. Strigăm, nu văd. Vine ea de la etaj, a spus în partea dreaptă, pe partea aceasta, aici, uite ăsta ce-i. Ăsta e lapte, da. Îl luăm de acolo. Și câte alte lucruri din casă, noi ne rătăcim, las iertare, ea știe exact unde se trimite, te trimite prin GPS, așa, ajunge exact acolo. Pentru că ea veghează, e făcută să știe toate lucrurile acelea. Când soția lasă zona asta și intră în zona cealaltă care aparține soțului, care sunt probleme de biserică, probleme de relații cu familiile, probleme de altceva, în momentul respectiv apar anumite nesincronizări și multe din războaiele care se poartă au în spate Duhul Izabelic, care dorește să conducă tot. De fapt, fiecare femeie este înăuntru ei cu dorința aceasta, măcar puțin. Când Biblia spune că dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, vine să recunoască că la început Eva a fost făcută pentru Adam, dar la egalitate cu Adam. După căderea în păcat a fost supusă să asculte de bărbat. După momentul acela. De aceea dorințele ei se vor ținea după el. Ea caută toate motivele să iasă. Eu cu soția discutăm aspectul ăsta. Și eu îi spun, uite, din punctul meu de vedere, ceea ce mi-ai spus tu acum îmi erodează autoritatea. Tu anumit m-ai făcut ca să mă simt eu prost. Ea îmi spune, nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva. Bine, dar eu comunic. Eu spun, mă simt tu. Cum? Dar nu vă pot, eu nu pot da seama. Băi, suntem de pe Marte noi. Voi sunteți pe Venus. Noi la chestia asta ne supărăm. Când tu spui lucrurile acestea, noi ne supărăm. Eu mă supăr. De ce? Pentru că dacă există comunicare, spunem zonele acele sensibile în care simțim că ni se termină autoritatea. Și un bărbat este foarte sensibil. Un bărbat poate mânca mai sărăcăcios. Un bărbat poate mânca mai ars. Un bărbat poate mânca mai sărat, fără nicio problemă. Bem mai multă apă să rezolvă problema. Dar un bărbat nu poate suporta să îi se erodeze autoritatea. Să faci mișto din el. Să-l iei cumva așa ca... să arăți, să zâmbești sarcastic, el se prinde de lucrul ăsta. Și ăsta e unul dintre lucrurile care produc cele mai mari tensiuni în familie.
El va căuta să se răzbune cumva, cândva, cu ceva, va căuta ceva. Pentru că se creează un conflict. Câtă vreme o soție își vede de problema ei și își face celelalte lucruri, în casă este pace și liniște și lucrurile merg corespunzător. Ultimul aspect la surori, pentru că frații și ei sunt nerăbdători, oare noi ce avem de făcut? Spune Scriptura, ea vorbește cu înțelepciune. Versetul 26 spune așa. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Stimate surori, textul biblic nu spune că ea vorbește cu înțelepciune. Ea deschide gura cu înțelepciune, că de foarte multe ori trebuie să tași. Ea deschide gura, că nu totdeauna e avantajos să vorbești. Eu știu că vi se dă, eu știu că sunteți curioasă, dar e foarte important în anumite momente să taci. Pentru că soțul nu vrea deranjat, are ceva, o problemă, l-a jicnit cineva, l-a supărat, el intră așa în el însăși, în el însăși se gândește acolo, nu mai vrea să împărtășească cu nimeni problema aia, să roagă în felul lui, are gândirea sa, dar în momentul respectiv apare soția și spune, dragă, dar te văd supărat, care-i problema? Am anumită problemă, eu mă gândesc la ea, încerc să o rezolv, hai, spune-mi și mie, hai, spune, te rog frumos, îmi spui. Și așa mai, nu pot să spun acum, nici nu am toate datele, mă gândesc, mă mai informez, mă mai rog și așa mai, hai, spune-mi, dar cum, adică eu nu-s vrednic de încredere, o să-ți spun, numai nu-ți pot spune acum, nu-ți pot spune acum, te rog frumos, tu nu mă mai iubești, nu-i așa? Și de aici începe șantajul, mâncare nu-ți dau, să vezi și pățești, să vezi și cotare, să vezi așa. Și există psihologii, v-am spus și data trecută, psihologii recunosc că foarte mulți bărbați intră într-o stare de muțenie, devin taciturni, nu mai comunică. Se numește intrarea la bărlog, când el intră și nu-l mai poți scoate de acolo nici cu canja. Nu, stă acolo deoparte. Nu comunică deloc. Până nu se reglementează problema respectivă. Când s-o reglementa problema respectivă, el are chef de împărtășit. Bărbații nu totdeauna au semnal la împărtășit, nu totdeauna au chef de vorbă. De-aia le indic surorilor, când soțul dumneavoastră vine și spune, dragă, vreau să-ți povestesc ceva, e indiferent ce faci, lasă-te baltă. Că nu-l mai prezi cu semnal la vorbă de grabă. Lasă tot baltă. Multe surori nu-și dau seama. Eu sunt ocupat acum. Du-te și rezolvă problema aia. La el semnalul iară s-a dus așa, după care ea termină de spăla vasele, totul aspirat, totul ruge. Ei, am mus să povestim. Și el spune, n-avem și povesti. Am pierdut semnalul. N-ai cunoscut ziua, cercetări. Gata. De ce? Pentru că trebuie să pricepi lucrul acesta. Dacă nu pricepi că așa funcționează el, că el adică ar fi capabil să vorbească, îl scoli la două dimineața și spui, vrei să povestim? Ați găsit vreun bărbat de genul ăsta? Să scoți la două dimineața, vrei să povestim? Ei, o femeie, dacă o scoți la două dimineața, vrei să povestim? Ea poate povesti la două dimineața. Spune, chiar eu eram curios de ce trebuie. Dar bărbatul nu-i făcut pentru așa ceva. El are doar niște momente când poate. De aceea, v-aș ruga tare mult, prindeți ideea aceasta. Când soțul dumneavoastră are poftă de vorbă, discutați cu el. Când în schimb n-are, îl vedeți taciturn, îl vedeți îngândurat. Eu cu soția mă întreabă câteodată, mai ales după ședințe de comitet, după anumite discuții, după bitistări, îți supărat în mine însumi, câteodată țin la copii altora mai mult decât țin ei și li doresc un viitor și supăra pe anumite, vin acasă, soția mă întreabă, da, este vreo problemă? Da, am o problemă. Bun, atunci te las, Dumnezeu să-ți dea lumină, când o să poți să discutăm, să-mi spui. Trece timpul și o vin, știi, atunci, da, uite, sunt disponibil, uite, lăs tot, închide calculatorul, închide tot, povestește-mi ce se poate povesti. Și-a povestesc, uite, așa, lucrurile astea, după care ea spune, bun, mulțumesc tare mult. Dar nu tot atunci, pentru că nu am disponibilitate respectivă. Dar i-am spus că eu sunt de pe Marte și n-am disponibilitate. Ea e de pe Venus și are totdeauna disponibilitate. Discutând lucrurile astea între noi, ne înțelegem foarte bine la capitolul. Ea nu-i supărată că eu nu-i comunic. Și totodată când pot comunica, e bucuroasă de lucrul acesta. Și eu îmi dau seama că trebuie să comunic lucrurile acelea. Pentru că înțelegem aspectul acesta. Deci, trebuie să știți când trebuie să tăceți din gură.
Faceți un convenție cu soțul dumneavoastră, spune, uite, eu nu mai vreau să încep vorbă de geam. Tu nu m-am spui data asta, lasă-mă așa și eu îți respect tăcerea. După care, dă-mi un semnal când putem vorbi, că abia aștept să vorbim. Și atunci deschizi gura, pui întrebările care le vrei, soțul răspunde, comunicați împreună, chiar dacă merge până la 2 dimineața, stați de vorbă, că nu știi când îl mai prins, mai vorbească chiar, tot cu debitul respectiv. Ori, din punctul acesta de vedere, aveți grijă când deschideți gura. E foarte important că atunci când deschideți gura să aveți cuvinte plăcute, apreciere, sunteți singurile care aveți dreptul să vă apreciați soții, să spuneți cât de frumoși, cât de mult îi așteptați și vă indic lucrul ăsta în cadrul familiar, faceți-l. Trimiteți-i mesaj, chiar dacă e pe șantier, că abia așteptați să vină acasă. Aveți lucrurile voastre, felul vostru de a vorbi puișor și așa mai departe, aveți codurile voastre, folosiți-le, ca el să poată veni acasă aproape în fugă. Dacă se anulează autobuzul, el oricum vine acasă pe jos, chiar dacă patronul pune să stea la hotel de 5 stele, el vine acasă 100 de kilometri. De ce? Pentru că nevastă i-a trimis niște mesaje, că e unicul, că e singurul și așa mai departe. Și el va veni acasă. De ce? Că ea știe cum să facă ca în casa ei să fie o zonă în care el se simte bine, apreciat și iubit. Înțelepte sunt soțiile care fac lucrul acesta. Familia lor devine un exemplu pentru copiii lor. Copiii lor simt lucrurile acestea și văd respectul pe care mama îl are pentru tată. Stimate surori, vă repet încă o dată, primul lucru pe care trebuie să-l facă o soție credincioasă este să se teamă de Domnul. Temându-se de Domnul, își va respecta soțul și își va face datoria în cadrul familiei, în așa fel încât satana să n-aibă nici un câștig de la soțul ei. Totodată, ea este atentă la ceea ce se petrece în familia ei, având grijă la toate aspectele, inclusiv copiii. Și apoi, ea deschide gura cu înțelepciune, știe când să tacă, iar atunci când vorbește, știe ce să vorbească. Lucrul acesta înmulțește binecuvântarea și binecuvântat este soțul care are o asemenea soție. Este împlinit și oriunde s-ar duce, el totdeauna se gândește la soția lui. Ea cu timpul îmbătrânește, are zbârcituri, dar indiferent cu cine o compară din lumea asta, el va veni la ea, pentru că e o comoară. Chiar dacă exteriorul se trece, ea rămâne bijuteria și comoara vieții lui. Dacă reușiți să faceți asta, ați reușit tot ce trebuiește în viață. Stimați soți, tot textul acesta biblic vine să vă vorbească și dumneavoastră câteva lucruri pe măsura dumneavoastră. Primul lucru pe care îl văd eu aici pentru soții credincioși, care vor să mulțească binecuvântarea Domnului, este anturajul, prietenii, oamenii cu care îți petreci timpul. Sfânta Scriptură spune în versetul 23 în felul următor: bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Pe vremea aceea erau cetăți în Israel și în fiecare cetate locuiau oameni. Și oamenii aceia mai aveau conflicte, mai aveau neînțelegeri. Cei care judecau problemele și conflictele erau bătrânii cetății. De obicei, bătrânii cetății le dădeau de capăt la toate. Pentru că aveau experiență, erau oameni care se consultau unii cu ceilalți, erau bătrânii cetății. Dar odată la un an sau la un an și ceva, din cetate în cetate veneau bătrânii țării. Deci înțelepții țării, care judecau probleme care nu le-au putut descurca bătrânii cetății. Și bătrânii țării discutau problemele cele mai dificile. Ei bine, bărbatul ăsta, de care vorbește în pasajul ăsta biblic, este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Dar cum de a ajuns bine văzut? Pentru că el nu și-a petrecut vremea prin piață să vadă ce ieftin azi ca să vândă mâine scump. Nu și-a petrecut vremea cu ăștia care vorbesc de sport, care vorbesc de nu știu ce, de lucruri. El și-a petrecut vremea cu oameni înțelepți. O stat cu bătrânii cetății, o stat între ei, a devenit dintre ei cu toate când avea vârsta lor. Era bine văzut. Când au venit bătrânii țării, a fost acceptat acolo. Era bine văzut între bătrânii țării, pentru că anturajul pe care l-a avut până acolo l-a propulsat acolo. Vreau să te întreb, care sunt prietenii tăi? Pentru că prietenii tăi îți vor dăltui caracterul tău. Dacă prietenii tăi sunt oamenii ai unității, oamenii ai sfințeniei, oamenii ai bisericii, oameni care să slujească Domnului,
vei deveni un asemenea om. Dacă prietenii tăi îți nemulțumiți, dacă prietenii tăi fac glume proaste, glume cu substrat disprețuitoare sau de la jumate în jos, despre nevestele, despre fetele, în foarte scurtă vreme vei rânde la poantele lor, vei ajunge un asemenea om, pentru că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Vă îndemn foarte mult, fiți atenți la prietenii voștri, fiți atenți la colegii voștri de muncă. Câteodată e mai important să vă schimbați locul de muncă bine plătit cu unul mai prost plătit, dar efectiv să aveți în preajmă niște oameni serioși. Nu totdeauna pocăiți, dar oameni care nu scapă în jurături. Eu am întâlnit atâția tineri credincioși care au lucrat în preajma unor pe șantiere, în preajma unor care înjurau, în continuu înjurau de tot ce trebuie. Când ei și-au dat cu ciocanul peste deget, nu au început a cânta Aleluia de Handel, nici nu au zis slăvit să fie Domnul. Ce au început? O scapat-o și o transferat ăștia prin USB așa, cât îți transmite ceva. Îți transmite lucrurile respective. Ai, am scăpat, dar nu aveam asta pe inventar. Ți-l transmit prietenii tăi. V-am spus data trecută, am un prieten care merge, face afaceri într-o parte în alta și pentru că cunoaște, din ce știu eu, câteva limbi, la un moment dat în română are câte un lapsus, așa, nu știe cu ce să completeze. Și are un cuvânt, spune istorie. Păi am venit cu avionul și istoria ala de pilot, a intrat în niște tolborienți așa, și când am venit înapoi, m-a oprit o istorie de polițai și nu știu ce, și așa, tot discutăm cu el. Când am, într-o zi, stăteam de vorbă cu soția mea și vreau să-i povestesc ceva și la un moment dat nu-mi venea pe limbă ceva să înlocuiesc. Știți cu ce l-am înlocuit? O istorie. Și nevastă mi-a zis, dar de unde ai tu cuvântul? Păi de unde? Mi l-a transmis prietenul meu. Stai în preajma cuiva și acel cineva vorbește. Am întâlnit oameni care vorbesc despre soția lor ca vespoaică, șerpoaică, tot felul de blucuri de genul ăsta. Bine, tu stai lângă el așa. Când te supără soția ta, știi cum îi vei spune? Exact așa. Pentru că el îți transmite. Prietenii îți voldăitui caracterul cu care vii acasă. Uită-te la ei. Dacă printre prietenii tăi sunt oameni al lui Dumnezeu care mai au și o zi de post, sunt oameni care slujesc biserici, sunt oameni care se uită la lucrarea Domnului, vei crește. Apoi, aș vrea să vă spun, nici soțiile voastre nu sunt perfecte. Biblia chiar spune să nu ținem necaz pe ele. Și avem motive să ținem necaz. Bun, când te-a supărat soția, intenționat sau neintenționat, te gândești că orgoliul tău de bărbat a fost jicnit. În momentul ăla te duci supărat la servici. Prietenii, colegii, anturajul tău îți va defini răspunsul tău. Pentru că dacă ai prieteni din ăștia care nu dau doi bani pe familia lor, divorțați, sau un prag de divorț, vă spune simplu, păi lasă, băi, dar sunt atâtea, băi, dar stai și te enervezi o femeie, băi, pe tine, femeie e un rău necesar, doamne. Dacă ăsta nu-i pun, luăm alt rău necesar, nicio problemă, dar lasă-o. Sau vei fi cu bătrânii țării care vă spun, băi, băiete, băi, băiete, dar și eu am avut probleme cu nevasta mea, și ea cu mine, băi, dar am discutat. Am trecut mai departe, ne-au făcut probleme și copiii, dar am lăsat lucrurile deoparte, uite, suntem de atâta vreme împreună, mergem înainte. Și oamenii ăștia îți vor spune, du-te acasă, și te fac nenea, du-te acasă, e un buchet de flori, și-i place, îi place ciocolata, e o ciocolata cea mai scumpă, du-te și nu mă plasează așa, îți vezi cum zâmbește la tine, pentru că trebuie să te apropii cu ce-i place ei, cu ce știi că apropii de ea, e un buchet de flori, du-te, spune-i ce se întâmplă, comunicați, vorbiți între voi. Prietenii îți vor dăitui, câți n-am văzut eu care la o supărare s-a dus la prietenii săi, care fiecare avea nevasta lui, era niște... Bă, dar tu stai cu ea așa, bă, eu noaptea asta eu în locul tău m-aș duce și stau la hotel, lasă-o să te iei singur acasă. Dar chiar așa? Și asta nici una, nici două s-a dus la hotel. Nevasta sună într-o parte, el nici nu răspunde, stătea acolo cu tare. Bun, nevasta când a văzut că el nu vine și a aflat că stă la hotel, s-a dus la prietenii ei, la... neamurile ei. Uite așa, dar tu chiar stai după dânsul? Că el stă la hotel, face spinări? Vine și tu încoace stai. Și acum amândoi stăteau așa, le era dor unul de altul să vadă, dar nu îi lăsau sponsorii. Sponsorii, nu se poate așa, nu, nu. Trebuie să-i mai zici ceva, trebuie să-i mai cutare, mai încuraja. Fiecare avea bărbatul lui, nevasta lui, dar nu îi lăsa pe ăștia doi. Știți câți am văzut despărțat? Nu pe bază de infidelitate, pe bază de mofturi.
Pentru că ceilalți au spus, dom'le, dar avem atâta armament, unde să-l verificăm? Decât în Ucraina. Rușii verifică în Ucraina, americanii și germanii verifică în Ucraina. Voi dacă faceți pași, noi nu mai verificăm armamentul. Ei, în familie se întâmplă la fel. Mulți tineri, din cauza la niște lucruri mărunte, se jicnesc unul pe altul și au sponsori în spate care au o grămadă de armament. Ia verific și asta. Ia zi așa. Ia menință-l cu asta. Și la un moment dat, trec ani de zile separat, li dor unul de celălalt și mulți dintre ei s-au dus. Știți ce e interesant? Că atunci când discută psihologii în domeniul ăsta, după ce să ajung să se despartă cu tot cu sponsori, ajung să se despartă, el când se căsătorește, foarte interesant, la a doua căsătorie, găsește pe cineva care s-a înălăit cu prima. De ce? Pentru că înăuntru lui îi dor. Pentru că el i-a făcut uda cu cineva. De-aia contează, prieteni. De-aia contează. Am văzut greșeli grave care le-a făcut o soție. Am văzut că a luat bani fără să știe soțul. Și nu puțin bani, mulți. Și i-a dat altcuiva, ăla i-a pierdut. Normal ca soțul să fie. Bine, el era supărat. S-a găsit în niște bătrâni ai cetății. Asta nu înseamnă neapărat bătrâni, oameni cu verticalitate. Și-a zis, măi, treci peste, banii se mai pot face. Soția, e legământul pe care l-a făcut, veghează în domeniu, e un punct slab al ei, treci peste, mergi mai departe, de dragul vostru, de dragul copiilor, mergi mai departe. Dom'le, dar nu vine, așa ceva nu se poate. Cine aude? Băi, ce aude, n-aude, nu contează. Toți care aud, asta e ca familia ta. Ia și te du frumos și rezolvă problema. Și-a călcat soțul pe inima lui, s-a dus, a rezolvat problema, o câștigat și banii cei înapoi și alții înapoi, are o soție minunată, își vede de treabă. Dar ce era dacă avea alți prieteni? De aceea e important ce prieteni ai. Și v-aș ruga tare mult, căutați-vă. V-aș ruga tare mult, de aia se face biserică. De aia. Când se vine la timpul de rugăciune aici, nu vin numai cei ce n-au treabă sau n-au din muncă. Să vină cei ce interesează bunul mers al bisericii. Așa ca să mergi într-o adunare, să stai și tu într-un colț, când lipsești, nimeni nu observă, când ai venit, nimeni nu observă. Chiar nu știu la ce te duci acolo. Dar când intri într-o comunitate unde frații te văd, unde slujești, unde ești implicat, unde și așa mai departe, dintr-o dată oamenii spun, Dumnezeu, dacă ești aici, dă-ne un sfat, Dumnezeu, ești bun în domeniul ăla. Dă-ne un sfat în direcția aceasta. Cum ne-au ajuns oamenii să stea în dreptul tău? Te-au văzut că-ți pasă de lucrare. Te-au văzut că-ți pasă de bunul mers a bisericii. Și tu te-ai implicat acolo. În timpul cât erai tu la biserică, soția stătea cu copiii acasă. Cât eu am slujeam după căsătorie, soția stătea cu copiii acasă, pentru că nu aveam pe cine-i lăsa, chiar în România fiind, și eu trebuia să mă duc în lucrare și așa mai departe. Câteodată mai găsea și mai putea veni și ea cu mine. Dar de obicei a stat acasă cu copiii, să-i educe, să aibă grijă lor. Câteodată îi mai luăm în anumite biserici unde se putea lua ca să nu deranjeze, dar de foarte multe ori, ca să ai asemenea prieteni, să slujești în biserică, îți trebuie pe cineva să te ajute. Și dumneavoastră e foarte important, îi aveți pe oamenii aceștia. Am văzut colegi de șantier care vin la rugăciune. Dar nu așa, închid șantierul și vin. Pentru că pentru ei e mai importantă rugăciunea decât șantierul. Șantierii care le-au mai prins. Dar cel ce îi păzește pe schelă, cel ce îi dă inspirații ce trebuie de făcut, cel ce îi păzește de țepe și de înșelătorii, este Dumnezeu. Și știu că un timp să stai înaintea lui Dumnezeu, te păzește și ai parte și de pensie bună. Pentru că Dumnezeu se îngrijește și de viitor. Dar pentru că tu ai oameni care te ajută. Dacă nu ai oamenii ăștia, de la sine putere foarte greu. Noi bărbații nu avem nativ în noi să ne rugăm. La noi e o provocare rugăciunea. Pentru că rugăciunea aduce un lucru, te smerește. Rugăciunea te smerește. Și noi foarte greu ne smerim ca și bărbați. Ori când mai există cineva, băi, vii la rugăciune? Băi, cum să spun eu? Hai băi, că vin știu eu cu mașina, mergem la rugăciune, băi, trebuie să mai smerim și noi. Suntem mândri, suntem orgolioși, înăuntru tău știi că... Da, asta e. Când vine el la rugăciune, după ce ai fost la rugăciune, nu-ți pare rău că ai fost. Dar te-a luat cineva. Este cineva care te ajută. Și dacă mai este și soția care spune, du-te, du-te, că ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Deja ai câștigat familia aceea în echilibru. Deja familia aceea e sănătoasă. Ori te-aș ruga tare mult,
verifică anturajul tău. Eu sunt foarte pretențios la prietenii. Foarte. Dacă știu cum prieten de-al meu are datorii la bani și nu și-i plătește urgent, prietenia mea s-a rupt cu el. Deci, toți pot să împrumute bani, că n-au. Sau vor să... Dar dacă ai spus la un om un cuvânt și îi spui după aceea, la, dar ce stai în banii ăștia și așa mai departe, nu, nu, dar nici nu se discut. Ai dispărut de pe listă. Nu-mi trebuie o asemenea prietenie. Nu am nevoie de un asemenea prieten. Dacă aud că cineva vorbește jignitor cu soția lui sau cu despre o altă soră din biserică, s-a terminat. Nu ai ce căuta cu bancuri din astea, cu două înțelesuri, cu apropouri, cu de genul ăsta. N-ai ce căuta printre prietenii mei. Nu de alta mă tem pentru mine, măi. Nu pentru tine. Pentru mine mă tem. Că tu îmi transmiți lucrurile astea. Mi le transmiți. Ori e foarte important pentru voi. Aveți grijă. Știu că mai de mult i-am transmis unui om de afaceri că era prieten cu cineva care era divorțat și care îi vorbea foarte urât despre soția lui, despre care divorțase. Și ăsta era un pocăit cu o familie mare și a spus, ai grijă, tu ești prieten cu tare. Toată ziua stați de vorbă, toată ziua vă întâlniți. Ăla vorbește despre soția lui în modul ăsta și spune cuvintele astea. Ți le va transmite. Într-o zi vei avea probleme. Nu e adevărat, Virgil, că eu sunt pe picioarele mele, nu vorbi tu de așa. L-am auzit vorbind despre soția lui care avea 12 copii cu el, la fel cum vorbea divorțatul de nevastă. Știți că la urmă a divorțat și el de nevastă sa? Și problema lui, știți care a fost? Prieteniile. Anturajul i l-a transmis. Ori dacă umbli cu lupii, vei urla ca ei. Dacă umbli cu sfinții, te vei sfinți. Doamne ajută! Vă provoc, stimații mei bărbați, rezolvați problema asta, că de aici pornește restul. De aici pornește restul. Dacă ai o prietenie și un anturaj al bătrânilor cetății, care respectă familia, care își respectă soțiile, care o pun ca o comoară de preț pe care Dumnezeu le-a dat-o, cu atitudinea asta vei veni în familie. Cu lucrul ăsta vei veni. Vei deveni o persoană nu idealistă, realistă. Îți vei da seama că soția ta poate greși cum greșești și tu. Că suntem oameni și că singurul mod cum ai vrea să fii tratat, poți să tratezi. Dacă eu vreau să fii tratat câteodată, să se facă soția că nu a văzut ce gâmboasă am făcut eu. Știți că și ele vor câteodată să ne facem că n-am văzut? Cu toate că am văzut și zâmbim în colțul gurii așa, că am văzut, dar tăsem din gură. Tăcem din gură. Și o soție și un soț e foarte înțelept atunci când celălalt vede că a greșit. Deci mergi pe un drum, ai greșit drumul, dar nevasta îți spune, vezi că s-ar putea să nu fie drumul ăsta. Nu, cum să nu fie drumul ăsta, spunem noi bărbați, cum să nu fie ăsta? Ăsta e drumul. Chiar dacă nu s-a asfaltat acum, dar acum ăsta e drumul. Mergem înainte, la un moment dat vedem că e greșit. Știți ce înțelept e pentru o soție? Să vadă că noi am constatat că e greșit când întorcem mașina așa și ne uităm în dreapta la ea, ea să spună, Dumnezeu să te binecuvinteze, să te întărească. Că dacă de obicei el începe, ți-am spus eu! Și din momentul acela încep alte situații. Înțelept este și când noi vedem lucrul acesta. Să nu începem, doar eu ți-am spus lucrul acesta. Uite ce a ieșit acum. Când vezi că celălalt și-a dat seama de greșeală, să ai acea înțelepciune să taci din gură. Ori cu gândurile astea dintre bătrâni vii în casă. Spune Sfânta Scriptură că bărbatul ăsta îi aduce laude și complimente soției sale. Spune Scriptura, bărbatul ei se scoală și îi aduce laude. Ceea ce e foarte important aici, stimații mei colegi bărbați, este că bărbatul ăsta nu îi aduce laude după masa sau spre seară. Când ea au depășit recordul de mondial, l-a aspirat pe în casă, l-a spălat vasele, la cine știe ce considerăm noi. Nu, când el se scoală, deja începe să o laude. Pentru că bărbatul ăsta știa că ziua bună se cunoaște de dimineață. Simplu. Efectiv. El se scoală și începe să o laude. Pentru că e soția lui, măi. El n-are nevoie ca ea să-i demonstreze ceva, ca să-i arate ceva. Nu. El se scoală și pentru că e nevasta lui, el începe să o laude. Și atenție ce laude face aici. Spune Scriptura că
el o compară pe soția lui. Soția lui nu e la prima tinerețe. Vedem aici că avea fii la plural și fiii erau destul de maturi să aibă conceptul de fericire. Fiii ei se sculau și o numeau fericită. Și bărbatul ăsta pe femeia asta care nu e la prima tinerețe vine și spune așa: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dai voie? Da. Da. Și dumneavoastră, vă rog frumos, când vă duceți seara asta acasă, începeți să spuneți soțiile dumneavoastră: multe fete sunt frumoase, sunt grozave, dar tu ești unică. Vă recomand să luați și o pastilă de inimă, să dați la neveste, să nu aibă probleme, un șoc ceva. Că de multe ori nu sunt învățate cu așa ceva. Noi suntem foarte sobri așa, nu li spunem, doar când vedem că e bolnavă, așa îi spunem: da, dacă rămân fără tine și mai fac, unii găsesc pe a doua, da? Și așa mai departe. Deci multe plângeri avem noi în domeniul ăsta. Din punctul ăsta de vedere ar trebui să fim foarte atenți și să facem din casa noastră un loc în care complimentele și aprecierile să fie grozave. De fapt, ăsta e combustibilul cu care funcționează soția. Este o muncă enormă care nu se vede. Când soția pleacă undeva, să strâng stibile de vas acolo, pe care trebuie să le spălăm, și dintr-o dată începem să constatăm că totuși e o tehnică. Și la spala vasele și la usca vasele. Este o tehnică în domeniul ăsta, dacă trebuie să speli manual. Dacă la rufi, la fel, cu toate că avem mașini automate, există și acolo o tehnică de a pune o anumită cantitate, că dacă punem noi, iese clăbuși o săptămână din hainele noastre, după aceea când plouă afară. Dar bine, toate astea le face soția fără să ne ceară nouă ceva. Face acolo. Când ea lipsește, observăm toate lucrurile acestea. Ori de ce când lipsește sau se îmbolnăvește să constatăm cât e de importantă? Oare n-ar fi bine să facem din casa noastră un loc în care ea e apreciată, ea e iubită, ea îi faci comparațiile pozitive și efectiv vii și spui: eu obișnuiesc când merg cu soția mea, totdeauna nu mă duc, cu soția mea nu încep predica până nu văd unde e ea. Ea mă vede că o caut așa. Le-am mai spus la frați, câteodată mă duc în adunări mari să predic, frață, mă iau de la ușă și mă duc după amvon. Acolo trebuie să ajung eu până la urmă. Păi ea, de foarte multe ori, ea spune: mă duc prima dată la toaletă și după aceea, ca să pot sta liniștit în biserică, după aceea, că ea când vine, o duci pe la cucurigul pe undeva pe sus, la balcon. A, o caut! Ea spune: îmi vine să ridic mâna ca la evanghelizare și să spun aici, ca să predici tu liniștit. Pentru că o caut și numai după ce o văd, stau liniștit, pentru că ne căutăm din priviri unul pe celălalt. După fiecare slujbă îi spun cât e de scumpă, cât e de deosebită, cât e de extraordinară. De ce? Pentru că e singura femeie la care îi pot să-i spun așa ceva. Toate celelalte sunteți grozave, dar sunteți grozave pentru soții dumneavoastră. N-au decât să vorbească. Doamne ajută! N-au decât să vorbească. Și vă provoc, vorbiți, că se găsesc alții. Femeile nu sunt sensibile la văz. Nu o să vedeți niciodată într-un internat de fete mușchiuloși acolo așezați, de la culturist bărbați, așa. Nu sensibil la asta. El e sensibil la cuvinte și la atingeri. De-aia e periculos ca o soție să fie atinsă de altcineva. De-aia lucru într-un birou cu șef bărbat care tot vine și pune mâna pe spate și ar trece pe acolo, e periculos. De-aia. Și cuvinte. Pentru că noi nu avem, doi ne-am văzut saci în căruță, domnule, eu o iubesc, ea știe, trebuie să discurci așa, eu vorbesc de Ucraina, de politic, de Formula 1, de bani, de orice, eu am grijă aici să-i spun că e frumoasă, ei, să găsești vecinul. Dar ce bine arăți, vecină, extraordinar. Dar, domnul Mitale, nu vede asta, cum de? Și dintr-o dată, hai, azi nu se gândește, mâine nu se gândește, dar într-o zi satana insistă că are timp. Are timp. E adevărat că pentru noi e greu să te înveți să spui. Eu aș face câteodată, sincer să spun, la dumneavoastră îmi place că e disciplină, vă puneți soțul, măcar la studiile de familie ar trebui soțul să spui lângă soției. Ar trebui. Că v-aș mai pune așa să-i spui: dragă, ce frumoasă ești, ce deosebit. Îi văd bărbați cum umblă, zic, dragă, ești, na. Ești... Greu, nu ți se dă, nu? Nu ți se dă. Ori din punctul ăsta de vedere trebuie să te înveți. Pentru că ăsta e un lucru în care îi dai combustibil soției. O soție împlinită
O soție care e apreciată, o soție care e iubită, o soție în care știe că soțul se păstrează pentru ea. Efectiv, dacă e cazul, răstoarnă casa cu josul în sus, face dregii, absolut se ocupă, merge până la capăt, e în stare să moară pentru el. De ce? Pentru că bărbatul ăla arată dragostea lui și prin cuvinte. E foarte important să mai și vorbim în domeniul ăsta. Învățați propoziții, spuneți anumite lucruri, să le vedeți că-s gata să le primească. Întrebați-le cum ai vrea să vorbesc, ce ai vrea, că există anumite diminutive, anumite lucruri, vorbiți lucrurile acestea, pentru că Biblia ne învață să avem grijă la aspectul acesta. Focalizează dragostea. Data trecută v-am spus, vă repet, pentru că văd că de multe ori observați și am văzut că și la dumneavoastră se întâmplă cu asta. Când suntem căsătoriți și avem copiii mici, avem diferite proiecte. Ori avem de plătit apartamentul sau casa, mașina, creditele, ne ocupăm de copii, avem lucrurile, dar în timpul ăsta ne creăm viitorul. Pe la 45 de ani, 50 de ani, ajungem la un moment dat când lucrurile astea sunt cam rezolvate, când copiii sunt destul de mărișori și când efectiv ești cam plictisit după 30 de ani de doamna ta și doamna ta de tine. Foarte multe doamne în domeniul ăsta chiar vin și spun, da, ca și Sara altădată, da, ce bărbatul meu mai are pofte la vârsta asta? Uite că după ce a murit Sara, Avram a mai luat o pichetură și a mai avut copii. Dar după Sara, el nu mai avea absolut nimic. Dar de unde ai ajuns tu, Sara, la concluzia asta? Așa, așa m-am gândit eu, că adică bărbatul meu este așa, nu ai ce face multe cu el. Și totuși Avram a demonstrat potență și mai târziu. De foarte multe ori soțiile cred că dacă el a ajuns la 50 de ani, 60 de ani, nu mai are el nevoie de afinități, de iubii, de cutare, de așa. Nu, deja. Și în domeniul ăsta apare criza maturității. Psihologii o numesc criza maturității. Când bărbatul vrea să-și demonstreze că încă este viril, încă este bărbat, încă poate dezvolta relații. Și uite că se îndrăgostește de secretară. Și uite că se îndrăgostește de colega de muncă. Și explicația este simplă. Foarte mulți oameni, o să vedeți, se poartă în lumea asta, senatori, parlamentari, formatori de opinie, la un moment dat se îndrăgostesc de colega, totdeauna mai tânără ca ei, mult mai tânără. Se îndrăgostesc de ea, în afară de domnul Macron, e singurul care s-a îndrăgostit de cineva mai în vârstă. Dar restul mai tineri ca ei. Și din punctul ăsta de vedere, la un moment dat vine reporterul și întreabă, domnul senator, domnul, dar aveți o viață, aveți firmă, ați crescut copii, aveți tot greul ați dus cu doamna dumneitale. Acum, după 30 de ani de căsătorie, o lăsați, o luați pe secretara? Și ăsta spune așa, domnule, dar m-am îndrăgostit, n-am avut ce face. Și reporterul spune, într-adevăr, dacă v-ați îndrăgostit, chiar n-ai ce face. E venit acceleratul, te-o prins pe linie, asta e treaba. Te-o terminat, nu mai ai cum. Știți că sistemul ăsta merge și a intrat și în pocăință? M-am îndrăgostit. Dar cum de s-a îndrăgostit ăsta de altă femeie? Pentru că n-a focalizat dragostea. Știți că la un moment dat în viață, soția asta de lângă mine, mai cu riduri, mai așa, că nu mai este ca la prima tinerețe, parcă m-am obișnuit cu ea și așa mai departe, dar de ce să nu focalizezi tu dragostea? De ce să vezi pe altele? De ce să nu-i spui ei, tu ești cea mai scumpă, tu ești cea mai deosebită? Tu ești unica care mă înțelege. Unica care mă înțelege. Mă înțelegi din priviri. Îmi știi mofturile, îmi știi pretențiile. Îmi știi când mă bucur și îmi știi când sunt supărat. Tu ești singura. Când focalizezi dragostea ta și te uiți numai la ea, niciodată nu o să fii captivat de altceva. Dar dacă nu focalizezi, vei împărți cel puțin sentimental. Am văzut și văd bărbați prin biserică, dar ce bine arătați, soră, și nevastă lângă el și îl faci complimente, la una, la alta, dar nu complimente câteodată așa, stai și te uiți la el speriat așa și spui, soră, așa e ăsta al meu, n-ai ce face, are o grămadă de... Dar zic, dumneitale, îți spune? Nu-mi spune mie, că zic că eu trebuie să fiu obișnuită. Frații mei, v-aș ruga tare mult, luați cuvintele frumoase, nu le mai spuneți polițistelor, contabililor, colegelor, vecinilor, spuneți cuvintele frumoase soției dumneavoastră, Doamne ajută. Și dacă mai rămâne ceva, mai vorbiți și cu contabilă și cu polițista, dacă vă oprește. Dar de obicei descărcați remorca.
cu cuvinte plăcute, cu aprecieri, cu laude, cu complimente în ograda soției dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că veți avea o viață frumoasă și o bătrânețe fericită, pentru că vă pregătiți bătrânețea în modul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, stimații mei frați. Ultimul aspect pe care vreau să-l spun, dacă ajungi la nivelul ăsta și îți lauzi soția, se întâmplă un lucru. Vedeți dumneavoastră în Biblie, când Dumnezeu ne spune, lăudați pe Domnul. Nu ne spune să lăudăm pe Domnul, că din ceruri n-are cine lăuda pe Domnul. Dacă veți citi ferestrele lăsate în Biblie, Apocalipsa, Daniel, Zaharia și altele, veți vedea că acolo există făpturi care laudă continuu pe Domnul. Care laudă continuu pe Domnul. De ce Dumnezeu ne cere nouă, în nou legământ și în psalm să-L lăudăm pe El? Pentru că persoana pe care o lauzi, în aia te încrezi. Persoana pe care o lauzi, în aia te încrezi. Dacă lauzi un doctor, în ăla te încrezi. Dacă lauzi un polițian, în ăla te încrezi. Dacă lauzi un proroc, în ăla te încrezi. Dacă lauzi pe Domnul, în ăla te încrezi, slăvit să fie Domnul. Acum în familie, dacă lauzi soția, băi, am o soție deosebită, am o soție extraordinară, îi aduc complimente totdeauna, vei ajunge să te încrezi în ea. Vei ajunge lucrul ăsta. Dați-mi voie să vă citesc unul dintre cele mai interesante versete. Versetul 11 din pasajul biblic citit. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Aș vrea să vă spun ceva foarte clar ce am observat la foarte mulți oameni. Când au început să-și laude soția, să o aprecieze, să se încreadă în ea, niciodată nu și-au pus problema dacă ea îi cheltuiește banii sau nu. 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 Iei cardul, te duci, rezolvi. Efectiv, ai carnet de șofer să duce. Pentru noi e cel mai dificil ca soția să spună, hai du-mă la cumpărături și așteaptă-mă în parcarea mall-ului. E dificil. Acolo ne punem răbdarea și trecem și la îndelungă răbdare și la a sfinților ajungem câteodată. Dar cât e de bine când ea are carnet de șofer, să duci ea, îi dai cardul, ea cumpără cele necesare și o să vedeți cum cumpără. Noi nu avem răbdare. Dacă ea ne pune să ducem coșul cu care cumpără ea sau căriciorul, să uite la șosete, are atâta bumbac, are atâta... Măi, lasă-le, pune-le aici, așa, nu... No. Deci vedem așa, ăsta are atâta bumba, ăla are cu tare așa. Și după ce se uită jumătate de oră la șosete, le analizează, le pune acolo și nu ia niciuna. E disperare. Noi spunem, ce să facem noi? Da, ăsta este darul lor. De-aia e bine când te încrezi în el. Știi ce cumpără? Cumpără numai ce trebuie. Totul e foarte bine calculat. Totul e foarte bine așezat. Ajungi la un moment dat să vezi că în prejurul tău lucrurile cresc. Eu am văzut la familii în care n-au ajuns la asta, pentru că n-au avut prietenii care trebuie. Eu spun, băi, femeia e un rău necesar, așteaptă-te, că oricând te poate tenta. Să vezi dacă prinde banii, să vezi cum te toacă. N-ai nicio... Îi ieși de la tăti neamurile ei. Păi tine nici nu te bagă în seamă. Prietenii vin și îl încurajează pe el. Păi el stă cu cardurile în continuu, să uită. Nu mi-a luat, nu s-a dus. Și are 20 de ani de căsătorie și dă cu țărâita. Și într-o parte, ce să mai spun, că sunt unii care efectiv sunt geloși, sunt geloși. Se uită la soția lor care cântă în cor și la un moment dat un frate face semn la altcineva, la o soră de-a lui, face semn. Și el întreabă, cine ți-a făcut semn? Ți-a făcut semn? Nu, că de erau mai multe. Nu, ție ți-a făcut. Ce treabă ai? De să citesc mesajele, de să mă uit la cutare. De ce? Pentru că nu are încredere. Știți cum e viața acelei femei? Este o pușcărie, frații mei. Este efectiv o pușcărie. Și totul a pornit, ce prieteni a avut în tinerețe? Ce prieteni a avut după căsătorie? Dacă prietenii pe care ai, după că văd valoarea binecuvântării Domnului, văd harul Domnului, văd frumusețea, ajungi la un moment dat să-ți lauzi soția, să te bucuri de ea. E de fapt singura femeie de care te poți apropia, singura femeie pe care o poți săruta, fără să te mustre cugetul, singura femeie pe care o poți strânge în brațe, singura femeie la care poți visa ce vrei tu. De ce? Pentru că e nevasta ta, cu care ai legământ. Ei, la un moment dat, femeia aia la care ți-ai focalizat dragostea, este femeia în care te încrezi și în care la un moment dat vezi că face lucrurile cu atâta dexteritate și îndemânare că efectiv tu câștigi, că efectiv nu duci lipsă, că efectiv caută cumva, și vedeți în textul biblic, caută cumva să aducă la casă belșug. Sfânta Scriptură vine și vorbește aici, dă lucru de peste zi slujnicilor sale,
se gândește la un ogor și îl... Bă, dar unde-i bărbatul? Cu bătrânii cetăți. El stă acolo și învață cum trebuie să te porți. Restul afacerile le poartă ea și nu duce lipsă de venit. Știți că am văzut la mulți soți credincioși că nu duc lipsă de venituri pentru că soția chivernisește și cu o casă de copii totul la locul și are și progres și binecuvântare? Pentru că omul ăla, câteodată mai râdem noi, ne întâlnim câțiva, păi pentru tine ce-ți bani? Păi niște hârtii, eu le dau la nevastă, ei vede de cât, cum, eu nici prea mă complic cu hârtiile astea, ei le dau ei, ea se ocupă cu absolut tot. Dar cum de-ai ajuns tu la performanța asta? Simplu. Mi-am dat seama că am un contabil mai bun. Eu câteodată când îmi lipsesc, nu știu, ea știe cât lipsește, cât trebuie rest, cât trebuie cu tare, când suntem câteodată, băi, lasă așa, nu, toate trebuie făcute corespunzător, că ăștia-s bani munciți, ăștia-s bani și așa mai departe. Ați ajuns la performanța asta, că ăsta este viitorul, dar totul pornește de la anturaj. Și biserica asta vă oferă, frații mei, biserica asta vă oferă. Vă oferă oameni cu echilibru, vă oferă oameni care au familii sănătoase, vă fer oameni care au făcut greșeli în căsătoria lor și tu te poți folosi de greșelile lor. Că ajunge că au greșit ei, nu trebuie să mai greșești tu. Și ei îți vor spune dacă ești aproape. Băi, băiete, când eram ca tine, eu am făcut, dar au fost greșit. Nu așa se face. Nu așa se face. Câți bărbați nu au recunoscut? Băi, eu am crezut că se rezolvă problema altfel, mai cu dur așa. Dar am greșit. Să știi că există metode mai bune. Și uite că poți învăța dacă te apropii de oamenii ăștia și ăștia bătrânii pentru tine, ei te vor învăța ceea ce trebuie. O familie este binecuvântată și binecuvântarea este mulțită acolo, care ajunge apoi și la copii și la nepoți. Și văd pe unii nepoți binecuvântați din cauza bunicilor. Îi văd că Dumnezeu îi cheamă la mântuire din cauza bunicilor. Pentru că bunicii au chemat numele Domnului peste casa lor, Dumnezeu vine și spune, voi face atârul acesta, ca indiferent ce planuri are lumea cu nepoții tăi, eu să-i pun deoparte pentru împărăția mea, că asta e o familie binecuvântată. Banii se duc, toate celelalte se duc, dar o familie care face cinste Domnului, trăind împreună și mulțind binecuvântarea Domnului, binecuvântarea asta curge peste ei și peste toate neamurile lor, de aproape sau mai departe. Să facă Domnul să aveți asemenea familii. Amin.